când voi trăi în Dumnezeu, mult bine mi-a făcut Dumnezeu. Amin. De aceea, dragii mei, să ne credem în Dumnezeu, că El poate să lucreze. Cuvântul Domnului îi spune aici, în Marcu 16, vă citim de la versetele 19 și 20. Domnul Iisus, după ce a vorbit cu ei, s-a înălțat la cer și a șezut la dreapta lui Dumnezeu. Iar ei au plecat și au propovăduit pretutindeni. Domnul lucra împreună cu ei și întărea cuvântul prin semnele care îl însoțea. Noi predicăm un Dumnezeu viu, un Iisus Hristos viu, noi predicăm despre Duhul Sfânt care este cu noi și în noi. Și cuvântul nostru, dorim și în seara aceasta, care investim din partea Domnului, că este de fapt a Lui, să fie însoțit cu puterea semnului și a Lui. Domnul dar să-și însoțească cuvântului prin mărturii și numele Lui să fie slăvit. Amin. Amin.